un pachet de făină? Să crească în loc să supraviețuiască. Peste o treime din copiii din România trăiesc sub pragul sărăciei și 150.000 adorm flămânzi seara. Statistica aceasta include doar copiii din mediul rural. Lansat în 2009 în plină criză economică, programul Cruci Roșii Banca de Alimente a fost o idee importată din America de artista Margareta Păslaru. Datorită programului, 200.000 de familii din România nu mai suferă de foame. Mesajul este foarte simplu, să donăm, nu doar atunci când sunt sărbători, nu doar atunci când e o calamitate, ci să donăm pentru că face parte din sănătatea comunității. În mod simbolic, pentru a vedea cât de utile sunt alimentele de bază care se donează pentru Banca de Alimente, câțiva maestri bucătari au gătit preparate cu nume ciudate și rezonanțe istorice. În al doilea război mondial, prizonierii erau loviți cu pietre. Acele pietre, de fapt, erau brânză deshidratată din lapte de iac. Ei luau acele pietre, le hidratau în celule și apoi supraviețuiau timp de săptămâni de zile. Când se foame, mănânci și pietre. Alimentele folosite sunt cele din Banca de Alimente. De fapt, e ciocolată albă cu lapte. Proiectele desfășurate, nu doar Banca de Alimente, ci și celelalte, sunt realmente de un interes vital pentru foarte mulți oameni din țara aceasta. Fă și tu food banking și ajută Crucea Roșie Română să lupte împotriva foamei. Banca de Alimente. Banca pentru altcineva.